dragi prieteni, sunteți pe ask.ro live. Prezentarea de astăzi a invitatului nostru ar trebui să fie extrem de scurtă, în sensul că ar trebui să zic doar că l-a ținut pe Robinho, pe Santiago Bernabeu, la meciul acela istoric și a făcut-o senzațional din moment ce oamenii... Bun, o să spuneți că ei au lăsat-o mai moale, dar totuși era Real Madrid. A prins o gașcă nebună la Sportul Studențesc, o perioadă de aur la Steaua, dar a ajuns și în Azerbaijan. Discutăm despre toate acestea cu Stelian Stancu. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc frumos de invitație! Noi mulțumim. Ce faci în ultima perioadă? Că n-am mai auzit de tine. Păi... Te-am văzut pe la emisiuni. Da. De la gura asta, am înțeles. Nu vreau, nu. Doar încerc să-mi dau cu părerea despre acest joc minunat numit fotbal. Corect. Lucrez la British School. E o școală privată. Școală privată. Am fost în primul an angajat ca și antrenor de fotbal pentru cluburile după școală, de after school, cum ar veni. Și după un an mi-au propus să devin... cu full time. Foarte tare. Da, numai că nu poți fi profesor în școala aia dacă ești român, trebuie să fii vorbitor nativ de limba engleză. Serios? Da. Și sunt cumva teacher assistant. Asistentul profesorilor de sport. Copiii mingicari? Sunt câțiva copii bunicei, dar în general copiii acolo fac sport pentru plăcere și pentru a face mișcare. Spre deosebire de școlile noastre, unde nu se mai face. Nu se mai face, dar noi în școala noastră facem foarte multe sporturi și deci, basket. Deci, dar ei nu prea există că suntem cu scutire de la doctor, cu ei? Mai sunt, dar nu așa mulți. Nu așa mulți, pentru că nu se acceptă. Adică chiar trebuie să ai o problemă adevărată. Nu se acceptă, cum sună. Dar e altă, păi da, e altă lume. E altă mentalitate, da. E după programa englezească, nu este după programa românească. Și ei fac, deci, în cursul orelor de curs și după, la after school? Da, sunt două ore pe săptămână de sport. Fiecare clasă are două ore de sport pe săptămână și după ora 3, când se încheie cursurile, sunt cluburi. Fotbal, gimnastică, diferite sporturi. Foarte. Basket. Deci nu e ca la noi. Ce e sport, domne? Pune-le ore pe săptămână și... Da, din păcate, la noi este cam tragic cu sportul. E greu de lucrat cu ei sau e mai ușor? Nu este greu, este... Exact cum lucrez cu toți copiii. Sunt copii, fac și trăznei, fac și sunt și... Sunt și români. Educați, sunt și români. Sunt, da. Sunt 44 de naționalități în această școală. Poftim? Da. 44? Da. Foarte tare asta. Da. Apropo de copii, începem cu tine. Ne-ai zis că o copilărie senzațională în Tecuci, adică o copilărie ca la carte. Da, o copilărie normală, să zic așa, cu de toate. Cu mers la furat de cireșe, cu... spar capul cu... Mi-a spus în cască să recunosc că am făcut aceeași grădiniță. Da. Noi doi. Da, aceeași astăzi am aflat. Da. Da, când am văzut Tecuci, știam de fapt așa, dar zic, mă, o fi Tecuci sau ceva din... Nu, nu, Tecuci, aceeași grădiniță de pe bulevard. Da. Exact pe colț acolo, aproape de colț, chiar, exact. Pentru că mai era o casă până... În Parcul Mare... În Parcul Mare, da. Cum? În Parcul Mare... Și acolo la Ștran, ziceai că acolo era... La Ștran și la școala 8, pe terenul de fotbal de la școala 8. De asta nu știu, am pierdut-o. Da. Acolo a început cu... Acolo am bătut mingea de dimineață până seara, de la când eram în vacanță. Pe toată cel puțin. Lumea întrebe, a existat și alt sport? Da. Deci primul sport, să zic așa, într-un cadru organizat, a fost atletism. Un an de zile. Și după aia mi-am dat seama că alerga prost și... Fără un obiectiv. Școala 8 care are o curte mare? Da. Gata, o știu. Cea din cartier. De acolo. O știu, da. De acolo, din cartier. Da. Între case. Da, acum, bravo, da, între case, nu, în tot case. Da, gata, o știu. Acolo. Și acolo ai început să... Acolo jucam fotbal, făceam trei echipe și băteam mingea de dimineață până seara. Și cine te-a uchit? Sau cum? Păi am ajuns, să zic, am făcut un an de zile atletism. Care te-a ajutat, bă? M-a ajutat, fără să știu și fără, da, să-mi dau exact seama, mi-a fost benefic. Corect. În cariera de fotbalist. După aia, soția profesorului de sport mi-a spus dacă vreau să vin la handbal, să încerc handbalul. Am încercat două săptămâni handbalul și nu mi-a plăcut. Dacă vă uitați la fizicul meu, prea sunt făcut pentru sporturile astea de contact, da, așa. Te mai împingi. Fâșneț, da. Spațiu prea mic, eram dat la o parte repede. După aia un prieten care jucam fotbal mi-a spus, uite așa, așa, la stadion să organizează o selecție, un meci de fotbal, să găsească copii pentru nu știu ce grupă. Nu vrei să vii? Și am zis, ba da, hai că vin. Asta se întâmpla prin 80 și... Aveam 12 ani. Trecusești de, deci era după Revoluție. Da, da. Și încă mai era terenul, că acum... Era terenul, da. Nu mai e nimic. Este, dar e paralel. Da, da.
E paradigma. Voința Tecuciu. Voința Tecuciu, da. Da. Avea și o galerie mică, țin minte că am fost la un meci cu... Tu ai fost norocos să-i prins, eu nu i-am prins. Nu i-ai prins deloc. A țipat un Stelian cu o trompetă în capul meu, 95 de minute, 100 de minute cu trompet. Dar venea galerie, reține ce spun. Deci la Tecut era galerie și ăla... continuu, două ore. Da, eu i-am prins la Liga 4-a. Se chemau atunci, cred că... După numele vreunui sponsor ceva. Nu, erau, aparțineau de jandarmerie sau ceva de genul. Și se numeau... Da, elicopterele la Smaranda Brăiescu, la Aeroclub, le-ai prins? În afară, acolo? Erau. Erau. Eu le-am prins... Da, erau pe dreapta, cum ieșeai din oraș. Exact. Da, da, le-am prins ridicate. A. Ridicate... Probabil că da. Eu m-am mutat mai târziu în zona partea aia. În partea aia, da. După 95, cred că m-am mutat acolo. Deci te-ai mutat de la o gară la alta? Da. Tatăl meu a lucrat la gară și... Și te-ai dus la preselecție. Ce înseamnă preselecție pe meci, pe teren mare. La nivelul Tecuciului, adică au venit mulți copii? Că aici eram de două echipe, da. Foarte tare asta. Da, eram de două echipe, da. Adică nu e Steaua Dinamo Rapid Craiova. Nu. Preselecție? Da. Da, eram de două echipe, am jucat. I-a plăcut domnului antrenor de mine. Mi-a zis, dacă vrei să vii, da. Și de atunci nu m-am mai oprit, m-am tot dus. Dacă poți să vii o zi, două, și uite că au trecut 20 de ani. M-am tot dus, Nu, m-am dus, chiar m-am dus, nu făceam chiar în fiecare zi, cred că făceam de 3 ori pe săptămână la început. Stai un pic, iartă-mă un pic, că oamenii, necunoscând topografia, toponomia Tecuciului, deci tu te duceai de la gara de acolo până la stadion de 3 ori pe săptămână? De 3 ori pe săptămână? Singur, da, pe jos. La 12 ani? Da. Da, atunci nu era niciun pericol. Știu, dar nu mai poți să zici că erau alte vremuri, că era după Revoluție, adică nu era 1990. Ba, erau alte vremuri. Da. Erau alte vremuri. Și Tecuci e Tecuci, adică nu poți să faci griji. Dar la întoarcere mai te duceau picioarele? Da. Până au zis că jucam de dimineață până la ora 10 seara, stăteam în curtea școlii și jucam fotbal în continuu. Adică te mai lua doar când se întuneca? Da. Bucată de pâine, venea mama după mine apă, și mă fugărea pe stradă înapoi, hai trece acasă. Ce faci? Ai uitat unde stai sau? Da. Vezi, erau altfel de copilărie. Da, cu totul altceva. De asta zic, că toți suntem fericiți. Toți cei care vin aici și povestesc și cei care ne urmăresc sunt mai tine, probabil, cum adică... Mergea singur. Curtea școlii sau mergea singur. Da. Distanță destul de mare. Și ne lăsau să ne jucăm în curtea școlii. Altă treabă interesantă, uite, la asta, da. Nu păi de asta, în ziua de azi, copiii n-au ce să facă, unde să se ducă să se joace. Trebuie aveați să două bări de... Porți dintre aia normale de handbal, numai plasă dintre aia de sârmă în spate. Da? Și dai drum. Și dai drumul, mingile de 35. Aruncai să vezi dacă e ou, aia vine cu asta ovală. Era ou de când o cumpărai. Da, da, da. Și asta făceam toată ziua. Ne-am jucat. Cât ai fost, cât ai făcut distanța asta? Îl contează enorm. Păi până la 14 ani. De la 12... băgat vreo 2 ani și am băgat, da. Da. Am avut momente când mă duceam la antrenament și eram 2 sau 3. Era iarnă, nu mai venea nimeni. Iarăși nu crede nimeni asta, știi? Da. Adică și vă duceați și se făceau antrenamentele cu 2-3 copii? Da, jucam pe zăpadă, da. Făceam două puri și ne jucam acolo. Și asta bănuiesc că te-a ajutat după aia. Și asta m-a ajutat. Da. Și faptul că te duci și că ești pasionat de ceea ce faci și îți place și te duci indiferent de... Asta cu pasiunea e ce se întâmplă. Mai importantă la vârstă. Da, și am ajuns acum, la vârsta asta, să mă duc chiar în curtea școlii și să joc fotbal. Foarte tare. Tu ai fost vreodată gras? N-ai fost niciodată? Da, 69 de kilograme cel mai mult. Păi 69, aveam între 8. Aveam între 8 și 62 de kilograme. Asta eu m-am considerat. Și te-ai speriat. Eu mă consider dar gras. Dar normal, în cât ai stat? În 64-66. Cine l-a chemat astăzi să ne facă de râs? 64 de kilograme? 64-66, da. La 66 deja e un pic semnal de alarmă. Da, sunt... Steliane, vezi că ai luat-o... Mă simt puternic. Da. Asta te-a ajutat sau cum ți-a fost în carieră? Pot să spun că, adică, că și avantaje și, ta, da, și avantaje și dezavantaje. Poate în duelurile unul contra unul cu unul mai micuț așa de statură și cu garda joasă și solid așa, aveam probleme la contacte directe fizice, dar în general nu am avut, nu m-am descurcat. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!